bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Gândește, Decide, Votează, aici la Roman TV. Suntem în plină campanie electorală, drept pentru care dezbatem subiecte pe teme electorale. Este o emisiune electorală. Este o emisiune electorală pentru că, știți foarte bine, pe 6 decembrie suntem chemați la vot pentru a ne alege pentru următorii patru ani reprezentanți în Parlamentul României. Vorbim de opt uh, deputați și trei senatori. Sunt uh, înscriși în cursă, cred că, câteva zeci de, de candidați, dar până la urmă vor fi, ne vor reprezenta doar 11, 3 la Senat, cum spuneam, și 8 la Camera Deputaților. În această seară și în această, această emisiune, invitatul nostru este domnul senator Dan Manoliu, de la Pro-România. acum salut, bună seara, bine ați revenit bună la Bună seara, viața. bine v-am regăsit. Sau, bine ați venit, că n-am mai făcut nicio emisiune cu noastră. Cu dumneavoastră, prim, să dacă nu, dar, aici, în studio, fost. Am mai fost. Ați mai fost. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și cred eu, chiar dacă mulți am vă cunosc foarte bine știu cine a fost, aveți o activitate destul de îndelungată în administrația publică locală. A fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Iată, încheiați acum un mandat de senator de patru ani. Un mandat de senator cu, ce o să vă întreb, mulțumit de rezultatele obținute? Apropo de Aici nu putem vorbi de mulțumirea mea personală. Eu vreau să și vin cu niște rezultate în fața romașcanilor și a nemțenilor pentru a le arăta că nu le-am înșelat încrederea acordată și votul acordat în 2016. Asta însemnând că în patru ani de zile am avut 99 de inițiative legislative, din care 35 au devenit legi. O parte din aceste legi sunt legi de impact și pentru nemțeni și pentru romașcani. Nu mai spun de faptul că dacă veți vedea, sunt singurul romașcan, ca să spun așa, la Senat și uh, care sunt născut, crescut, rămân în Roman, nu plec nicăieri, nu sunt venit din altă parte și voi rămâne și voi lupta pentru romașcani și pentru nemțeni. Dintre legile de impact, repet, a nu știu câta oară, sunt legi precum legea energiei electrice și a gazelor naturale, care prevede, între altele, ceea ce nu știi cetățenii, sancțiuni drastice uh, privitoare la înșelăciunea și furtul la factură. Uh, e o lege care a fost uh, coaptă, să spun așa, de un grup de parlamentari, uh, din care am făcut și eu parte, și vă pot spune că am avut presiuni mari când am făcut această lege pentru că companiile multinaționale care domină vizează companii, care, vizează și care controlează domeniul ăsta de, de distribuție către consumator n-au fost mulțumite mai ales pe partea de sancțiuni. O altă lege la care am fost inițiator este cea a branșării gratuite a consumatorilor la gaze naturale. Și aici am mers pe o parte, de o parte faptul că am liberalizat piața gazelor naturale și atunci în concurența care se ivește, operatorii care vor să livreze acesta pot facilita pentru a-și creia abonații branșarea gratuită sau branșarea. Cu plata uh, branșării în mai multe tranșe în factură, -n 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 -n. dar oricum negociabil, pentru că orice persoană, dacă îi vin 2-3 operatori, primul lucru cu care întreabă domnul cât mai costă, care e mai ieftină cu la fac. Exact. Uh, o altă lege importantă unde am lucrat ca vicepreședinte al uh, Comisiei din Senat uh, a Românilor de peste graniță este cea a votului din diasporă, unde am modificat trei legi electorale pentru a permite votul în diasporă, așa cum știți, timp de trei zile se aplică și acum pentru diasporă. Votul prin corespondență, o lege importantă pe partea de agricultură, facilități pentru angajarea personalului sub 40 de ani în domeniul agricol și a producției de produse agricole. Sunt câteva legi, dar oricum, repet pentru a nu știu câte oară și mi-asum Ceea ce spun, dacă veți studia și veți intra pe site-ul Camerii și a Senatului, din cei trei parlamentari care suntem în funcție și suntem pe locuri eligibile la Senat, eu pot spune că am cea mai bună activitate, ținând cont că domnul Țapu și domnul Cuc au câte șapte inițiative, au șapte legi. Împreună devenite legi din inițiative, deci eu zic că le mai trebuie cam vreo două sau trei mandate ca să facă ce am făcut eu într-un mandat. Și am făcut-o asta pentru că, în primul rând, am vrut să mă prezint în fața romășcanilor cu fruntea sus și, în al doilea rând, pentru că vreau să le spun romășcanilor că am proiecte și pentru următorul mandat și nu le voi înșela încrederea dacă îmi vor da votul lor. Interesant ce a spus. Legea aia primit sancționarea. Celor care. Uh, furtul și înțelățiunea la factură. Care fură, am vrut să spun, fură, spună cam, cam dur, așa, care fură la factură. Bănuiesc că, cred că e un subiect interesant, dar vreau să, în câteva minute, să ne explicați. Bănuiesc că la baza acestei legi se află niște mai multe sesizări ale unor cetățeni care s-au plâns de faptul că se fură la factură. Cine poate să fură la factură decât furnizorul? De aia, tocmai de aceea spuneți noastră că ați, v-ați confruntat cu, cu mari probleme în sensul de presiuni din partea marilor companii care furnizează. Exact. Energiere. Noi am creat cadrul legislativ astfel încât uh, consumatorul și cel care este înșelat sau furat să poată adresa autorităților și am creat cadrul legislativ ca autoritățile să poată aplica aceste sancțiuni care nu erau prevăzute. În adică, puteai să fi furat la puteai să fi furat, de problemă? Domnule, spunea, e un contract, de bani înapoi, da, inclusiv la contractele da. de furnizare care, exact. care exact. sunt. Se putea face lucrul Noi am creat acum posibilitatea ca uh, cei de la protecția consumatorului sau cei de uh, al, alte instituții abilitate în acest sens să poată veni și să aplice sancțiuni. Sunt sancțiuni destul de drastice. Vă spun în lege. Uh, unele merg chiar până la suspendarea activității respectivului operator sau ridicarea suspendarea licenței pe un timp și așa mai departe. Deci autoritățile au cum pârghii, au instrumentele am necesare să intervine. necesare. Din păcate, populația și asta e boala noastră. Nu e informată. Nu, nu este știe. mediatizare pe subiecte. Exact. Cred că uh, și actualul guvern ar putea ca parte din sumele astea pe care le acordă cu titlul de subvenții, sprijin pentru presă, măcar să oblige Ba, uitați e o idee, puteți să le, să le o sugerați. Sigur. Nu e decât să dăm banii presei ca să ne spună să purtăm mască în fiecare zi, băgăm trei clipuri cu purtăm mască, dar haideți să mai promovăm și niște legi care au fost, care au fost votate în Parlament. Da, actualul guvern este foarte interesat de fapt de gestionarea pandemiei și mai ales de gestionarea alegerilor care trebuie să ne apără făcute pe 6 decembrie, indiferent ce se întâmplă. Credeți că ar fi putut să fie schimbat acest termen de 6 decembrie? Sigur. Sau situația ar fi impus acest lucru? Sigur, situația normal că ar fi impus acest lucru pentru că Știți foarte bine că după alegerile locale, la o perioadă de două săptămâni a apărut explozia de cazuri. Deci, clar, alegerile locale au fost legate de explozia de cazuri de COVID. Eu spun că era necesară amânarea acestor alegeri tocmai pentru protecția populației, mai ales, mai ales că peste Pandemia de COVID, vine gripele sezoniere, vine de timpul rece și e un lucru care nu se e Se suprapun okay. mai multe probleme. Se suprapun da? mai multe probleme, iar starea de sănătate a populației nu este chiar extraordinară. Extraordinar. extraordinar. Uh, și ce credeți că i-a împins sau ce i-a obligat să, să forțeze organizarea acestor alegeri? De ce s Sondajele. Că... Sondajele. sau foarte bine în sondaje. Da, este una dintre explicații Stau pe care bine am în sondaje, bine? dar eu bănuiesc asta. Adică frica de a nu pierde Gestionând încă trei luni, că mai mult de trei luni nu se putea amâna Când. conform Constituției, uh, amânând încă trei luni uh, și gestionând situația așa cum o gestionează în, în țară. Discurile nu sunt prea mari, în opinia noastră? Uh, în opinia mea, riscurile sunt foarte mari, dar sper că, având și experiența de la locale, totuși. Uh, Va fi suficient protecție astfel încât lumea să iasă la vot, pentru că nu e normal ca omul de frică să renunțe la votul lui și să lase pe alții să hotărască ceea ce ar trebui să hotărască el cu votul lui. Sunt alegerile în afară de locale sau la un loc locale cele mai importante, deoarece dă legislativul și întotdeauna. Orice activitate, că e administrației locale, că privește cetățeanul, e dat de legislativ. Și uh, importanța votului este foarte, foarte mare. Deci trebuie să uh, conștientizeze fiecare cetățean că de votul ei depinde cum va arăta viitorul legislativ. Și aici vă spun un lucru care eu l-am trăit și am experiența asta. Eu vă spun că întotdeauna când te duci nou nou la primul mandat în legislativ îți trebuie cel puțin un an de zile cel puțin un an de zile dacă ești într-adevăr interesat și dacă vei acolo te-ai dus acolo să faci ceva să te acomodezi să vezi mersul cum trebuie făcut o inițiativă circuitul circuitul. circuitul cum îți faci lobby la, la comisii să-ți treacă inițiativa astfel încât ea să ajungă lege, pentru că eu un traseu destul de lung, trece și prin Senat și prin Camera Deputaților, Ori, faptul că din 99 din inițiative 35 au devenit legi înseamnă că eu am învățat ca să spun așa rotița și jucărie acolo. Ei, eu pot spune și cred că la al doilea mandat dai maxim din tine și ai eficiență maximă ca și reprezentant uh, al unei zone în Parlamentul României. Uh, același, aceeași experiență am trăit-o și la Consiliul Județean. Înainte de a ajunge vicepreședintele Consiliului Județean, eu am avut două mandate de Consiliul Județean, cunoșteam oamenii, cunoșteam personalul, cunoșteam mersul Consiliului Județean. Deci considerați că primul mandat a fost de, prima parte a mandatului primul an a fost de acomodare. Acum știți despre ce este vorba și ați putea să obțineți rezultate mult mai bune. Bine, telespectatorii cred că știu acest lucru. Candidați pentru un nou mandat din partea formațiunii politice pro-România, formațiunea condusă de Victor Ponta, e cunoscută, e cunoscută, informația, însă, apropo de ce spuneați dumneavoastră, de alegerile care credeți că ar fi trebuit amânată dată prin situația acum că trei luni că exista posibilitatea asta. Și le cereați romașcanilor, nemțenilor, românilor să iasă la vot, pentru că așa este, nu e normal să decidă altcineva sau să nu decidem noi soarta, să nu decidem noi soarta. Spuneați că mă gândeam că la legile locale, care și ele au fost amânate, prezența a fost destul de bună la vot, în condițiile în care și atunci aveam pandemie, dar nu exact. la nivelul ăsta. Stăteam și mă gândeam acum, dată fiind situația, totuși vedem că lucrurile s-au înrăutățit. Avem mult mai multe persoane decedate, mult mai multe persoane care se infectează de la o zi la alta. Credeți că prezența la vot va fi una ridicată totuși, cu toate încurajările autorităților, eu, ca dezinfectanți, mănuși, ca avem de toate, eu știu. Nici miza nu mai este aceeași. Trebuie să fim serioși și să spunem că alegerile locale îl afectează direct pe locuitorul unei localități sau unui județ și de aceea au o miză mult mai importantă pentru omul simplu. Din păcate, și aici e vina tuturor, chiar a tuturor politicienilor, am ajuns clasa politică să fim un fel de non-grata în, în, în România. Deși trebuie să recunoaștem că trebuie să ai totuși curaj și nu numai curaj, determinarea să te angrenezi într-o activitate politică. Eu am făcut-o pentru că mi-e drag să vorbesc cu oamenii, să fiu într-o oameni și să fac ceva pentru oameni. Dar Faptul că s-a aruncat o anatemă asupra clasei politice probabil va influența și prezența la vot. Lumea e sătulă, s-au mai întâmplat și evenimentele tragice care s-au întâmplat, mai ales la Neamț. Uh, gestionarea acestei pandemii care stârnește multă nemulțumire, eu n-am înțeles de ce s-au închis uh, piețele și în, din punctul acesta de vedere îi apreciez pe reprezentanții guvernului în teritoriu, prefectul, primarii liberale a celor două orașe că au venit cu soluții trecând peste impunerea deciziile de la deciziile centrile. luate la centru. E un lucru, domnule, un om face un lucru bun, apreciază laudă sau măcar arată-i mulțumirea că merită. Cum merită. Să în același timp, închiderea școlilor. Unul din, programele, unul din punctele din programul Prorumnea este redeschiderea școlilor. Pentru că am nenumărați părinți au venit la cabinet, m-au sunat, m-au oprit pe stradă, pentru că eu sunt omul care circul, merg și în piață, merg, sunt omul de simplu. Nu, sta, nu stați numai în mașină? Nu stau numai în mașină nu și m -am închis, nu m-am închis, nu, m-am închis între patru pereți. Eu sunt omul cu sacoșa duminica în piață, îmi fac singurile cumpărăturile și merg pe stradă, dar nu aici am vrut să ajung. Deci m-au oprit părinții și a zis, domnule, ce facem? Am servici, eu, soția. Copilul meu este clasa 1, a 2, a 3. Nu există logistică. Deci nu e pus la punct nici sistemul. Pe nici acum nu au ajuns tabletele. -au tabletele. Dar nu vorbim de, de tablete, vorbim de însăși faptul că nu există uh, acea conexiune la internet, acoperire, platforme acoperire. și așa mai departe. Oamenii și copiii simplu n-au -au acces la internet cei din clasele mici trebuie un suport din partea unui părinte. Părintele pleacă la servici, bunicul nu poți să-l aduci când ai voie că-l poți să-l infectezi și așa mai departe. Deocamdată, după 8 luni de zile, ministrul învățământului vine și spune că încă lucrează la machete. N-au pregătit, n-au reușit să pregătească toți profesorii pentru învățământul online. Licitații blocate, programă, nu se știe, cum se dau tezele, să renunțăm, nu renunțăm la ele. Deci e o întreagă harababură. E un dezastru. E un mă dezastru. Mă. Și dați-vă seama e ce lacune mă. se acumulează în educația copiilor, a viitorului nostru. Și nu știu dacă aceste lacune vor mai putea fi acoperite dacă continuăm în, în ritmul ăsta. Haideți să spunem foarte clar, sunt în comune, în sate, școli care stau goale. Școli moderne, corpuri de școală, stau goale. În oraș avem totuși săli de sport, putem face compartimentări, putem face lucruri ca să dăm drumul la școală, pentru că, să fim serioși, copilul, din clasele uh, pregătitoare și din primele clase, când nu vede și nu simte dascălu nu simte nimic, nu știe ce să facă. Nu știe ce e școală până la Cei avut. nu știe ce e școală și dascărul când nu simte clasa, nu, aia nu e nu e educație, nu e învățământ. Așa este. Există o continu continuitate în predare, se știe foarte clar. Materia pe care o faci în clasa 7 sau nu poți să faci materia de clasa 8 să o înveți cum trebuie, fără să știi ce s-a întâmplat în clasa 7 și la matematică. Pornim, și, de, la, exact. da, pornim de la bețișoarele și alea nu care sunt. nu le... Exact. Eu deci... e, e, o problemă, e o problemă sesizată de, de foarte mult mulți și noi am discutat aici la Roman TV, într-adevăr, cel puțin în zone unde nu s-au registrat cazuri și am mai spus asta, în zonele rurale. La Punciști spunea directorul de acolo că, domnule, n-am avut, sunt 189 de copii plus cadre didactice până la 200. În toată perioada asta, nebunia cu COVID-19, un singur caz nu de infectare, un exact. domn profesor care exact. a intrat în contact cu cineva, dar nu e bolnav. Adică a stat în carantină și a fost ok. De și ce să școala trebuie să, legăm, adică. trebuie să legăm lucrul ăsta și de uh, testarea cadrelor uh, uh, de, uh, profesorale și a cadrelor care lucrează în administrație în școli. Și aici venim cu punctul 2 de pe programul Pro-România de măsuri, acea de testare gratuită a și populației. Și masivă. Uh, și masivă, dar în primul spus. rând testarea gratuită. Există fonduri europene puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru lupta contra COVID-ului. Avem din ce acoperi testarea gratuită a populației, pentru că omul ăla simplu, care săracul, nu are bani să-și plătească întreținerea la bloc și să mai asigure și mâncarea. Chiar dacă simte ceva, ocolește testarea pentru costă 370-400 de lei, 400 lei un, de test. Leiul, un test. Da. Și atunci, dacă nu vom face gratuită această testare, și asta înseamnă testare gratuită, înseamnă decontarea testelor, inclusiv la clinicile particulare și la particularii care fac testele. Astfel dăm posibilitatea, dăm curajul oamenilor, dăm posibilitatea tuturor să facă aceste teste la orice suspiciune. Și ajută și, ajută și sistemul medical până la Și oprim pandemia. De ce să oprim piața? Săracii uh, producători agricoli care au și ei un dram acolo și vor să-și vândă, își aruncă roșia care a muncit-o, morcovul sau eu știu ce, că nu-l mai poate vinde în piață sau stă în niște condiții inumane, în frig. Dar în același timp nu dăm gratuitate la testări când avem bani europeni pentru asta, deci nu facem absolut niciun efort din punctul ăsta de vedere. Și aici venim cu următorul program, următoarea măsură care de fapt este primul, prima măsură uh, din programul pro România uh, pentru viitoarea legislație, venitul minim garantat de 2000 de lei pentru o persoană și până la 4500 de lei pentru o familie. Și aici o să întreb iar de unde bani. Este program european de susținere, sunt bani, dar ce înseamnă venit minim garantat? Dacă o persoană are o activitate, are un venit de 1600 de lei, noi Propunem ca statul să-i dea diferența de 400 de lei, astfel încât să-i asigure 2000 de lei, să-și poată face omul și să asigure și coșul zilnic. să și poată face absolut tot. La o familie, dacă doi membri a familiei lucrează și au un venit de 3000 de lei sau 3500 de lei împreună, îi mai dăm 1000 de lei, tot așa ca să poată asigura. 4500 maxim, am spus. Deci nu e... Uh, mulți uh, mi-au pus întrebarea, domnule, dar și aia care nu muncesc, domnilor, suntem în perioadă de pandemie, noi trebuie să dăm dovadă acum de solidaritate, indiferent de situație, nu putem lăsa oamenii să moară. Uh, eu uh, am îmbrăcat uh, și am venit la Pro-România, de unde am venit, pentru că sunt de formație politică social, social-democrat și social. Și Pro-România E un partid care se înclină către oameni și e uh, un partid modern, european. Noi am spus, suntem singurul partid care ne-am angajat și uh, am, uh, ne -am, uh, am venit în fața uh, cetățenilor și alegătorilor cu angajamentul că ne asumăm misiunea scoaterii României din criză, alături de cetățeni, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Iar acest venit minim garantat este pe perioadă de criză, pe perioadă de un an de zile, când noi spunem, având ca prim-ministru propus pe Victor Ponta, care a demonstrat că a scos odată România dintr-o criză, noi spunem că într-un an de zile vom reuși să facem și să scoatem România din criză. Și tot pentru că suntem înclinați către oameni, venim și cu cea de-a patra măsură, cea de susținere a MMO urilor pe perioada de criză. IMM-urile știu toți că sunt motorul economiei, pentru că uh, cel care are o, o afacere mică, are 2, 3, 4, 5, 50 de angajați, prima lui grijă este să-și plătească da, da. dările la stat. Față de marile companii și marile corporații care mai că mai fac și o ofentare de asta prin străinătate cu forța de muncă sau nu-și plătesc datoriile, la un moment dat, pe un context politic, mai au și facilitățile se șterg datorile sau mai primesc ajutoare ca așa vrem da, da, da. noi și săracii cei de la IMM-uri uh, mor. Și aici vorbim de Horeca care Nu înseamnă vă numai restaurant, în atenție, nu înseamnă numai restaurant și uh, terasă sau nu știu ce, sau hotel. Înseamnă o întreagă logistică, nu adică nu în afară nu. o întreagă logistică, pentru că ea mai au și uh, servirea la, la domiciliu. Au... Gândiți-vă că au și furnizori? Furnizori, foarte mulți, care exact. Sufără. Înseamnă uh, cei IMM-urile uh, care fac produse agricole, produse alimentare. Uh, înseamnă uh, IMM-urile care se ocupă de uh, partea asta, lantă, logistica și chiar și cei care produc măști, că până la urmă a fost o întreagă nebunie, nu avem măști, nu avem combinezoane, nu avem viziere și așa mai departe. Și au început cei mici prima dată, au avut curajul și au început să facă. A, ah, că statul a preferat niște contracte, între ghilimele spun, Suspici, dubioase. dubioase. Cu cei din afară, ne folosim producătorul tău intern pentru că să rămână bani aici, e o altă discuție. Undeva, cândva, va veni și scadența. Dar, dar, noi trebuie să susținem aceste IMM-uri. Dacă ne mor IMM-urile și dispar, ne moare economia. Și avem o singură condiție pentru asta. Cei care beneficiază de susținere, înseamnă scutiri de unele taxe, de unele impozite, impozit pe profit. Hai să fim serioși, dacă ăla are impozit, dacă are pierdere, ce impozit pe profit Care e mai e? Nu mai e mai Punem o singură condiție, să păstreze angajații pe perioada cât primește suportul de la stat. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră acum ar fi un sprijin numai pe perioada pandemiei. Numai pe perioada pand pandemiei și, persoană... și a perioadei de, crize, exact, de criză, că după dar... pandemie asta va urma o criză. De un mod sigur vine și o criză. Deja Economia se simte economică. Ne... Care... Dar Punem o singură condiție. Nu vă dați angajații afară. păstrați ca altfel nu beneficiați. Și, vă sprijin, vă sprijin. și asta e în sprijinul oamenilor. Știți foarte bine că la începutul pandemiei aproape 1 milion, 200, 1, 300 de oameni au intrat în șomaș tehnic. Nici în ziua de azi nu știm câți au mai fost reangajați. Da, dar din mediul privat, domnul senator? Din mediul privat. La stat nu s-au umblat. da. La stat avem Floricică de la Munte și alte da. și alte instituții. Da. În astea pe Aveți cu... dreptate! Care... Aveți dreptate, dar atenție! Și aici uh, sunt niște nereguli, cel puțin uh, în uh, zona uh, asistenții medicale. Sunt și acolo nereguli și nemulțumiri. Și oamenii ăia sunt în război. Sunt pe câmpul de luptă, îi vezi după față că se ia. Corect, economizează. acum așa este, dar să știți că a avut o perioadă, cel puțin după primul val, care n-a fost unul extraordinar, a avut o perioadă lejeră. Eu, și acum când aud după energia de la Piatra Neamț, că, domnule, aparatele în toate spitalele, ventilatoarele și toată aparatura a mers din plin. Nu am mers din plin, că nu suntem tâmpiți toți. A fost o perioadă când spitalul de la Piatra Namți erau cinci bolnavi. Mergeau, mă scuzați, funcționau ventilatoarele atunci? Nu funcționau nu. Noi ventilatoarele, se odihneau. Iată, acum e perioada neurocită, da. ce-i drept. Dar trebuie să fim serioși și să fim serioși, să fim sinceri să spunem exact cum stau eu, lucrurile. Eu spun că în momentul actual, după această nenorocire, dau un sfat pentru primare, că ei gestionează. Uh, obligatoriu, prioritatea zero, ca să spun așa, verificarea tuturor instalațiilor, dar nu numai în spitale, în toate clădirile publice, pentru că primăriile gestionează foarte multe clădiri publice, la fel și instituțiile statului gestionează multe clădiri publice. Și eu vă spun că nu știu nici salariații, nici măcar unii stingătoarele, sau unde sunt culoarele. Nu s-au mai făcut simulări să vadă, nu s-au instruit responsabilii care trebuie să acționeze în acest moment. Și eu, chiar în urma asta, în urma discuției cu colegii mei de la Proromne, am spus că, imediat ce vom începe mandatul, vom studia toată legislația privind situațiile de urgență și acolo unde. E necesar, o vom amenda uh, cu amendamente și o vom îmbunătăți. Și cred eu, eu personal cel puțin, îmi doresc să impun un amendament prin care să facem obligatoriu măcar două sau trei simulări pe an în toate instituțiile, o situație de incendiu, o situație de cutremur, simulări astfel încât lumea să știe ce cum să procedeze în momentul acela și când vorbesc lumea, vorbesc angajații în primul rând de acolo că angajatul se poate dirija și uh, cetățeanul care a intrat acolo. Eu vă spun, râde lumea, dar acele simulări care fă se făceau eu, înainte și cândva erau sănătoase. Și în același timp să prevedem într-adevăr clar sancțiuni pentru neexecutarea, pentru că degeaba facem instruirile pe hârtie. Hârtiile nu ne ajută. Practica ne ajută. Și e unul din, din, din proiectele cu care vreau să încep viitorul mandat dacă uh, voi avea încrederea cetățenilor. Mai avem la dispoziție două minute, nu știu dacă putem cuprinde și să explicați, dar oricum cred că ne mai revedem în această campanie fără doar și poate și lăsăm cele inițiativele pe care le aveți și proiectele pe care le-ați propus pentru următorul mandat de Aș de vrea numai primul să-l prezint rog. foarte rog. repede. Deci unul din proiectele la care lucrez deja alături de specialist este cel privind infracționalitatea juvenilă. E o problemă și o provocare pentru societate, infracționalitatea Știți de e problema asta? -am, e foarte amal, am albit și eu. Da, nu și eu vă spun de ce. Pentru că uh, nu există o legislație prin care uh, să, să sancționăm sau chiar penal, să nu infractorii copiii Min, în aici Minorii ai nu răspund penal. Minorii nu răspund, dar tutorii și părinții acum în actuarea legislație au doar obligația să acopere daunele materiale și pot fi sancționați contravențional și pot fi de de sancționați contravențional la fel și instituțiile unde sunt în, plasament, uh, în în acești minori. Sunt nenorociri, ați văzut și toată presa spune și în locală și uh, acte grave de, de, de care Copiii dacă, exact. dacă ar fi fost dacă ar fi fost cu comisie de un adult înseamnă ani grei de detenție. Ei, noi vrem acum și lucrăm la asta și pe partea de social, dar mai ales pe, și pe partea cealaltă, să tragem la răspundere cel care răspunde de minor. Părintele să răspundă pe părintele. Părintele, pentru cuvilului... că sunt, sunt uh, și aici o speță. Sunt părinții care sunt ei infractori Ii. și folosesc minorii. Oh, dar cum să nu, dar sunt grupări precum. Uh, deci e inclusiv, una, inclusiv una din, din gândurile cu care plec și vreau să să acționez în viitorul mandat, în următorul mandat, vin cu lucruri practice și aplicate. Da, trebuie aplicată și legea actuală. Din câte știu eu, știu că nu mai e timp, domnul Alex, din câte știu eu, există cadrul legal, de exemplu, că acești infractori minori care nu răspund penal, ei pot fi internați prin judecători judecătorești. Au comis o infracțiune, pot fi internați prin stăniții judecătorești deci, în niște... Uh, e limitată la piste, peste 14 ani, e Da, spați, spați până pe în 14 ani, nu prea. Dar trebuie să le asigure cu tot ce înseamnă... Am o îndoială și cu asta. Aveți un îndoială. Dar poate rediscutăm, redeschidem subiectul ăsta, că e interesant. M-a preocupat foarte mult timp cu următoarea emisiune, la următoarea emisiune, că e, oamenii să știți că suferă foarte mult. Și ați văzut că mulți dintre ei nu înțeleg că nu interesează. Vine minorul de 13 ani, i-a furat portofelul sau îl împinge, îl tâlhărește, îl duce la poliție, îi face dosar, trebuie ușor, dosar, da, pe în dă și îl vede după aceea în piață. Zice, bă, uite-mă că au furat și acum e liber pe străzi, pentru că legea primit acest lucru. Minorul nu răspunde penal și tocmai de aceea se ajunge unde se ajunge și, într-adevăr, cum am spus dumneavoastră, sunt părinți care își folosesc copiii, îi împing să comită infracțiuni pentru că speculează acest vid legislativ. Cum să nu? Că du-te la furat, fură că dacă te prinde, tu învățășești nimic. Dar mai și mie, bună frate. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, senator. Eu vă mulțumesc. Și mult succes în campania electorală în continuare. O să ne revedem și o să discutăm și cealaltă părere. Eu pe toți romașcanii, pentru că sunt romașcani și pe toți nemțenii să voteze pro-România. Poziția 3 pe buletinul de vot. Aveți încredere în noi. Succes aveți, domnule senator. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență și noastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de Roman TV. O seară bună să aveți la revedere. Numai bine!